Bună dimineața! Obiectele din locuința noastră de care ne străduim să avem mare grijă ne pot îmbolnăvi grav. Astăzi vom afla care sunt cele mai periculoase lucruri din casă pentru sănătatea noastră, precum și ce ar trebui să facem pentru a ne proteja mai bine. Medicul Oana Ciufureanu este alături de mine în această dimineață. Mulțumesc pentru prezență. Să începem, așadar, cu tigăile sau oalele sau recipientele în care gătim. Nu toate sunt foarte bune, nu? Exact, nu toate sunt foarte bune și acestea sunt cel mai des folosite. De exemplu, tigaia de teflon, într-adevăr, la temperaturi ridicate, ea secretă substanțe nocive care duc la grave tulburări hormonale. O altă mare problemă sunt și tot ce înseamnă casoletele de plastic, pe care știm foarte bine că le folosim aproape zilnic, mai ales dacă luăm ceva la muncă. Sunt foarte la îndemână, dar din păcate, ele conțin și microplastic, trebuie să avem grijă și ar fi oarecum interzis să punem mâncarea fierbinte în ele, pentru că clar o să se și topească și secretă și anumite substanțe nocive. Și este și bisfenolul A, care este o substanță care corpul o recunoaște ca estrogen și o să ne dea o dereglare hormonală, clar. Aici intră și tot ce înseamnă linguri de plastic și tot ce înseamnă pahare de plastic, tocătoare. Exact, tocătarele de plastic. Și o altă mare problemă sunt și acele linguri cu care amestecăm, care în contact direct cu o tigaie clar o să degaje anumite substanțe care sunt dăunătoare pentru corpul uman. Pentru că suntem la plastic, nu pot să nu spun de sticlele în care ținem apa de plastic, le cumpărăm, acele peturi, da? Le găsim pe clar, acele peturi din magazin, mai ales trebuie să avem grijă vara, să nu le ținem sub lumina directă a soarelui, pentru că substanțele o să fie clar direct în apă distribuite și o să le ingerăm mult mai ușor. Aș atrage atenția și la tot ce înseamnă lumânări, la tot ce înseamnă acele odorizante de casă, care acelea conțin niște substanțe volatile, foarte periculoase, mai ales pentru tot ce înseamnă echilibru hormonal și pentru glanda tiroidă, fiind cunoscute ca niște pur și simplu distrugători ai sistemului endocrin. De partea cealaltă avem detergenții, avem produsele cu care spălăm geamurile, spălăm pe jos. Ce facem în situația asta? Și aici e un pic periculos, nu? Și aici este un pic periculos. Recomand și este recomandat să ne îndreptăm atenția spre substanțe cât mai naturale, nu știu, oțet, amoniac. Într-adevăr, clorul știm foarte bine că are aceste proprietăți de a distruge unele bacterii, dar totodată, într-o cantitate mare, este periculos pentru tractul respirator. Și mare atenție să nu le combinăm între ele, pentru că pot, într-adevăr, da anumite arsuri pe tractul respirator, dureri de cap și, bineînțeles, să fim total dați peste cap. Bureței aceia de vase, da? Poate nu avem mașină de spălat vase și spălăm la mână tot ce mâncăm? Bureței aceia de vase sunt niște mari purtători de microbi, pentru că avem tendința să spălăm ceva care conține, de exemplu, sânge sau ceva care poate să conțină o substanță deja, care deja ne face rău și care o să intervină purtarea de bacterii și transmiterea de pe un vas pe altul. Este recomandat ca acei bureței să îi schimbăm cât mai frecvent și cel mai recomandat ar fi să folosim dintr-un material cât mai natural, ușor abraziv, care să nu ne păstreze bacteriile o perioadă atât de lungă și, bineînțeles, să nu-i ținem în umiditate. Umiditatea o să atragă mucegaiul și alți patogeni după ei. Pentru că, așa cum spuneam la început, ne dorim ca în casă să ne fie bine și să fim cei mai sănătoși și săpunurile antibacteriene ne dăunează. Deși, pe o parte, noi vrem să fim curați și să fim sănătoși ca să nu avem alte probleme. De partea cealaltă? De partea cealaltă, aceste săpunuri antibacteriene au o substanță mult prea mare de antibacterian. În momentul când discutăm despre copii, este recomandat să ne băgăm pe fără paraben și pe ceva fără miros. Și eu recomand și adulții să folosească un astfel de săpun dermatologic. Care sunt, până la urmă, simptomele dereglărilor hormonale? Poate nu ne dăm seama că ne fac rău, de exemplu, aceste odorizante pe care le folosim sau lumânările parfumate care sunt uneori toxice dacă nu sunt făcute din materiale naturale? Dereglările, principalele simptome ale dereglărilor hormonale este, în primul rând, creșterea în greutate,
cu care oarecum mă ocup direct, să spun așa, căderea părului, infertilitatea de ambele sexe, oarecum dereglările hormonale sunt diferite la femei față de bărbați și depinde foarte mult și ce fel de glandă este, are o disfuncție, dar în principal creșterea în greutate, coșuri, acnee, căderea părului, dureri de cap, o stare permanentă de oboseală. Lucru care ar trebui să ne dea de gândit că e ceva neregulă la noi în casă. Exact, nu? Iar când stăm în prezența mirosurilor sintetice, de foarte multe ori pacienții afirmă că simt un nod în gât și de foarte multe ori atunci intervine o problemă cu glanda tiroidă. Bun, cu ce înlocuim toate lucrurile despre care am vorbit? La detergenți, ok, ne gândim și la cele pentru cei pentru bebeluși care conțin foarte puține substanțe toxice, dar de exemplu, în ce gătim? Tigaia de teflon este la modă, dacă pot să spun așa, de când eram noi mici. Da, este la modă pentru că este antiaderentă, dar este recomandat să ne îndreptăm atenția spre cea de ceramică, cea de inox. Acestea două ar fi principale două pe care le recomandăm. Iar apoi când vorbim despre vase și recipiente de bucătărie, o să ne îndreptăm atenția tot spre cele de inox sau din cele de lemn, pe care o să le spălăm foarte bine. Și în continuare o să rămână recomandarea să nu punem mâncarea fierbinte, iar cea mai recomandată ne rămâne cea de sticlă. Chiar dacă este mai greoaie, mai bine o luăm pe aceea și o folosim. Aceea este cea mai sănătoasă și cea mai recomandată. Mulțumesc foarte mult pentru aceste informații utile. Sigur, nu ne-am fi gândit până acum la faptul că inclusiv cearceaful pe care dormim ne poate îmbolnăvi, dar oamenii de știință consideră că acest lucru este foarte posibil. Studiile au arătat că pe un cearceaf pot ajunge să se strângă aproximativ 12 milioane de bacterii dacă acestea nu vor fi spălate timp de o lună. Dintre acestea, peste 40% sunt rezistente la antibiotice. Cele mai frecvente sunt cele care pot ajunge în organismul nostru pe cale digestivă, favorizând apariția unor infecții serioase. Așa că mare grijă și până data viitoare, sănătate mult!